Am revenit în direct. Pe principiul cine se trezește de dimineață departe ajunge, colega noastră Livia Graur, prezentatoarea rubricii Meteo, ne-a dat trezirea și ne-a invitat la o porție sănătoasă de sport, la maratonul de cycling de 12 ore, powered by World Class. Livia a pedalat de zor, s-a distrat pe cinste, iar noi am aflat mai multe despre beneficiile cyclingului. Mișcare în aer liber, muzică bună și peste 500 de participanți, 12 instructori au avut grijă ca pe tot parcursul evenimentului sportivii de ocazie să pedaleze corect. Livia Graur a fost și ea sârguincioasă și ne mărturisește că nu a fost chiar floare la ureche. Greu și nici n-am făcut prea mult spre rușinea mea. Am mai fost la cycling și nu mi s-a părut atât de greu, dar nu știu, poate faptul că am fost ieri la sală să fie de vină. Prezentatoarea rubricii Meteo de la Prima TV este o iubitoare a sportului și când timpul îi permite, dă fuga la sală. Încerc să merg de două ori pe săptămână, măcar la bazin o dată dacă n-am timp, și merg la yoga, mai merg și la fitness în general când pot. Iar când vine vorba de beneficiile cyclingului, Anca Bucur, campioană mondială la fitness, spune că este alegerea perfectă dacă vreți să aveți mereu picioare frumoase. Asta pentru că lucrează mai mult coapsa, fesierii, biceps femural, triceps, toată zona de tren inferior. De altfel, este un antrenament cardio foarte eficient pentru că este o mișcare repetată, continuă. Și nu vă faceți griji că mușchii se vor dezvolta în exces. Cătălin Grosu, antrenor, ne lămurește. Mușchii se dezvoltă doar atunci când sunt hrăniți. Dacă avem un regim de alimentație echilibrat și practicăm cyclingul, nu există riscul să creștem foarte multă masă musculară. Vara e aproape și în curând fetele vor defila în costume de baie la malul mării. Cine vrea să arate bine pe plajă ar trebui să se apuce de acum de sport. Efectele nu vor fi imediate, dar veți avea un tonus muscular mai bun. Și în plus, în funcție de arderile din organism și de intensitatea antrenamentului, la cycling se pot pierde între 500 și 800 de calorii pe oră. Din păcate, rezultatele nu se văd de pe o zi pe alta, așa că dacă vrem să mergem la plajă peste două săptămâni și ne apucăm azi, este puțin târziu, dar odată ce încep, se vede o transformare și în timp reușești să ajungi la obiectivele pe care ți le propui.